Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky și Daniel Pavel. Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Suntem în aer, nu? Pentru prima dată în această toamnă. Business On Air revine, doamnelor și domnilor. Rămâneți în fiecare joi, de fiecare dată pe RFI, 13:30, 14:00, discutăm despre afaceri și ca întotdeauna despre oameni și despre ce mână înainte încă afacerile în România și în general în toată lumea. Astăzi, la debutul emisiunii noastre pentru cel de-al șaselea sezon, invitata noastră este, i-am obișnuit pe radioascultătorii noștri, deschidem cu un invitat de excepție, de data aceasta din nou excepție, invitat de excepție, a mai fost la noi, dar venim cu povești proaspete, Luminița Oprea. Despre Luminița Oprea poți să spui atât de multe prin prisma cărților pe care le-a scris, lucrurilor pe care le face. Am să spun saga Business and Community, compania pe care a fondat-o, dar am să o las pe ea să spună un cuvânt care o definește. Eu știu că e strateg, da? Mulțumesc frumos, în primul rând, bine v-am regăsit și ca să vă întorc complimentul. Un moderator de excepție întotdeauna are parte de invitat de excepție, ca să vă întorc complimentul. Da, mulțumesc frumos. Un cuvânt, sunt două cuvinte pe care aș vrea să le spun când spui Luminița, egal responsabilitate personală. Responsabilitate personală și dacă privim imaginea în ansamblu, responsabilitate personală în contextul responsabilității sociale a companiilor, vorbim de companii, și în știu că ți-ai făcut un nume legat de acest domeniu, de CSR, cum mai este el denumit. Da, numele pe care de fapt îl de tot construiesc este în domeniul reputației, managementului reputației, pentru că e o chestie, cred eu, de care fiecare companie are nevoie, mai ales acum în vremuri de criză și vremuri de reconstrucție până la urmă. Știți cum e, că o criză poate să te bage sub val sau poți să faci surfing și să fii deasupra valului. Și cred că, cei care au viziune, cred că deja au aplicat acest concept. În schimb, domeniul este încă la început, deoarece comunicarea în general a fost considerată, fie internă sau externă, fie ea de criză sau responsabilitate socială corporatistă, au fost considerate ca niște cenușărese, să spunem. Toată lumea se pricepe la comunicare, așa cum se pricepe și la resurse umane, așa cum se pricepe și la fotbal și la medicină. La politică, da. Noi suntem, ca români, polivalenți. Da, pentru că vorbesc despre viziune și pentru că astăzi am avut o știre tragică, aș spune, legată de un om care a avut viziune, vorbim desigur despre Steve Jobs, fondatorul Apple, îl avem acum la telefon pe scriitorul Florin Iaru. Bună ziua, domnule Iaru! Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit la Business On Air! Prima dată! Da, v-am invitat prima dată că nu mă pricep afaceri. Nu, aveți conexiunea, cel puțin pe această temă, din câte am înțeles, și sigur că ne bucurăm să vă avem la Business On Air. Nu e numai afaceri aici, este mai mult decât afaceri și economie, nu? Așa este. Exact, afacerea, dacă aș putea să spun, e mersul ideilor. Expunem și ne expunem la ideile care circulă în momentul ăsta în zona de business, dar astăzi avem într-adevăr un decupaj mai tragic, domnule Iaru. Spuneți-mi. Da, este tragic pentru om și indiferent pentru specie. Specia merge înainte și sunt convins că în bloc startul se află cel puțin 1000 de Steve Jobs gata să pornească în lume. Dacă ne uităm la ideile lui, vom constata că ele sunt idei de bun simț pe care nu avem curajul tocmai din cauza gândirii corporatiste să le punem în practică. Ideea principală. Spuneți-mi câteva idei, dacă vreți. Păi, ideea principală a fost că publicul nu știe ce vrea. Oricât s-ar părea de ciudat, publicul nu știe ce vrea, astfel că dacă tu ai o idee bună, lumea o va îmbrățișa. În general, toate corporațiile caută cu disperare focus grupuri, caută să intre în voia clientului, fără să vină de fapt cu originalitate, ci vine cu ready-made-uri. Apple s-a distanțat și a cunoscut marele succes, a cunoscut două mari succese în istoria. În anii 80, la începutul anilor 80, când a lăsat mașinăria Macintosh, care era îngrozitor de scumpă, și la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când Steve Jobs s-a întors în companie cu idei extrem de clare și cu o viziune cu totul particulară a lucrurilor. Dar țin să vă aduc aminte că în 1996-97 compania Apple era falimentară,
avea datorii de peste 300 de milioane de dolari. Totul era în prăbușire, publicul era nemulțumit, iar întoarcerea lui Steve Jobs a produs în companie o schimbare de optică, în primul rând, de viziune. Compania s-a reîndreptat către oameni, către nevoile lor nemărturisite. Și Jobs spune următorul lucru: ceea ce îmi doresc eu este normal să-și dorească toată lumea. Și așa au rezolvat problema. Au ajuns la o companie care are 350 de miliarde de dolari, cotă de piață, este fabulos. Da, e adevărat ce spuneți, domnule Iaru. Te rog, Dan Pavel. Vreau să întreb eu pe domnul Iaru, că îl citesc și îl urmăresc și îl admir. Putem să ne mutăm un pic în zona modelului de business? Steve Jobs e reprezentativ pentru gândirea, pentru paternul, să spunem, tiparul nord-american, și cum e el față de cel european? Adică antreprenorul nord-american are ceva în plus sau în minus, nu-mi dau seama. Uneori are, alteori n-are, să știți. Da. Falimentele în Statele Unite se țin scai de om, ca râia. Vă dau exemplul lui Hewlett Packard, un gigant care, din cauza unui management greșit, absolut greșit, a făcut pas greșit după pas greșit și se găsește în mari dificultăți. Paternul lui Steve Jobs nu era pur și simplu american, pentru că el nu s-a îndreptat către vânzarea produsului, dar nu spre vânzarea oricărui produs. Industria americană, de exemplu, industria americană de automobile s-a prăbușit pentru că mai importantă era vânzarea decât automobilul. Și rezultatul acestei gândiri păguboase, după felul meu, după mintea mea, s-a văzut în criza sistemului american al automobilului, din care numai companiile care au reușit să inventeze ceva nou și bun au reușit. Steve Jobs, în schimb, nu este, sau gândirea Apple nu este caracteristică pentru celelalte companii, pentru că, după cum ați văzut, Apple nu inventează nimic, ci preia tot ce este în jur, optimizează și oferă un singur produs. Apple este probabil singura companie care vinde de 4 ani de zile un singur produs, iPhone. Un singur telefon. Da, e foarte legat acesta. Este uimitor. În timp ce celelalte companii vând sute de telefoane, de modele de telefoane. Sau așa mai departe. Am avut zilele acestea și o lansare, nu, a unui nou tip de... Se pregătește. De telefon, da. Care n-a fost prea bine primit, dar este un telefon ok. Da. Dacă ar fi să rezumăm în câteva cuvinte, pentru că astăzi este o zi tristă și o zi specială până la urmă. Da. Steve Jobs, spuneați că a fost mai degrabă un om care a încercat să schimbe și a fost un... Da. Da. Bun, mai avem... Nu, dar aici e rețeta. Înainte de invitata noastră de astăzi din studio, doamna Luminița Oprea, vrea să facă un comentariu, dar înainte de asta poate că... Deci un om foarte interesant, domnule Iaru, care a găsit filozofie de business, spunea: ce-mi place mie, ce vreau eu, a colportat și asupra publicului, care a acceptat rapid, practic, de povestea asta. Luminița Oprea? Pe mine, domnul Iaru, m-a uns la suflet. Cred că împărtășim aceleași valori. Și tot s-a vorbit, Rudy spunea că este o zi tristă, domnul Iaru spunea că este o știre tragică, pentru că a dispărut un vizionar. Domnul Iaru, dacă îmi permiteți, aș spune că pe lângă vizionar, cred că Steve Jobs a fost un misionar. Dumneavoastră spuneați mai devreme că dumnealui a perpetuat niște idei de bun simț, că s-a orientat întotdeauna către oameni. Da? Și dați exemplul spre exemplu a companiilor din automotive care au pus vânzarea mai presus de relație interumană și de om. Ați spus că Steve a mers către ce îmi place. Ori în momentul în care faci ceva ce îți place, te tratezi pe tine cu respect și știi că dai maximum celuilalt. Perfect adevărat. Da. De asta spuneam că el a fost un misionar și că ieșirea din scenă și-a programat-o, sunt absolut convinsă, exact în aceste timpuri speciale. Fac puțină referire la calendarul maiaș. Nu vreau să intru într-o zonă de spiritualitate care, să spunem, nu merge în mână cu în mână... La business on air, dar merge, putem să discutăm. Dar realmente cred că ne îndreptăm către acel capitalism moral care a început să fie foarte mult promovat și, dincolo de promovare, cred că acum este etapa înțelegerii. Și faptul că mergem către conștiința unimii și faptul că în epoca eticii, respectiv 90-2000, au avut loc acele
faimoase falimente, Enron și așa mai departe, nu se mai poate continua. Modelul de business nu poți să-l mai duci numai în zona de hard. Cred că ceea ce e bine să înțelegem și să decodăm din aceste ieșiri spectaculoase din arenă, precum este cea lui Steve Jobs, e reconsiderarea manierei în care gândim și ne comportăm. În primul rând la nivel de persoană fizică și pe urmă la nivel de entitate juridică, respectiv companie. De aceea când mi s-a cerut a mă defini, am spus responsabilitatea personală. Noi acum, dacă este să vorbim de economie, de business, bun, vorbim de diviziunea muncii, dar cred că nu la fel se întâmplă și care e foarte bine stabilită, dar ce ne facem cu diviziunea responsabilității? Ce mă fac eu ca și companie în momentul în care privesc doar la oamenii pe care i-am? A, cine ești, nici nu știu cum te cheamă, a, e numărul 3615 dintr-un total de 6000. Este nevoie să ieșim din această matrice. E interesantă această abordare. Aș vrea să-l rog și pe domnul Iaru să facă un comentariu vis-a-vis de cele spuse doamna Luvința Oprea. Să știți că eu ca scriitor spun următorul lucru. Dacă nu-mi place ce am scris, este evident, nu va plăcea nici celui care citește. E o legătură indisolubilă între plăcerea de a face un lucru și plăcerea de a primi acel lucru. E ca cazul cadourilor. Știți, când ne ducem cu niște cadouri pe care le alegem la întâmplare, cel care le primește le va arunca la întâmplare. Dacă te duci cu un cadou care îi place celui căruia este adresat, îl va primi cu bucurie. Sunt absolut sigur de aceste lucruri. În ceea ce privește afacerile, business-ul, sau spuneți-i cum doriți, eu sunt perfect convins că noi toți avem o serie de dorințe nemărturisite. Vizionarul sau misionarul este cel care le resimte și le luminează și care le dă un sens. Nu e mult de comentat. Eu sunt... Da, ideea unui capitalism moral, domnule Iaruc, aici e interesant, intrăm iarăși în o schimbare de paradigmă. Absolut obligatoriu. Criza este vine din imoralitatea capitalismului cu orice chip. Criza actuală și cea care începe în 2008 este o criză a speculației, a vânzării. Toată lumea a vândut și a revândut un obiect inexistent. Valoarea de piață a unei clădiri. De aici a început toată nebunia. Și astea s-au rostogolit și s-au umflat și s-au făcut reprime. Și de aici ne-am trezit cu o cantitate dublă de bani virtual care nu există. Și în clipa în care s-a tras linia, am constatat că suntem datori. Cam așa a fost. Modelul de companie pe care îl propune Apple vinde întotdeauna un obiect de care ești sigur, absolut sigur. O ultimă întrebare, domnule Iaru. Cum vedeți, foarte pe scurt, va ajunga evoluția Apple în viitorul apropiat? Pentru că sunt o serie întreagă de discuții pe această temă. Va scădea în primul moment. Depinde, am mai spus și dimineață, depinde de oamenii care rămân acolo și, în primul rând, de cei care au această încredere în obiectul necesar. Dacă va rămâne designerul Jonathan Ive, dacă vor rămâne oamenii care au făcut softurile și desenul softurilor, atunci și oamenii care proiectează plăcile de bază, toate componentele care le gândesc așa cum trebuie să fie, atunci ea va avea o cădere de potențial, cum se întâmplă întotdeauna în jurul unei mici crize, care își va reveni. Nu e a doua companie din lume, a 15 sau a 50 va fi. Vă mulțumim pentru această prezență. A fost alături de noi scriitorul Florin Iaru, într-o confluență nu legată de literatură și afaceri, completate de doamna Luminița Oprea, nu? Când vorbea care, Rudy, despre capitalismul asta, chiar în zona moral. Asta e antreprenoriatul social, responsabilitate... Sigur, dacă ne-a speriat Rubini zilele trecute că ne spunea că Marx a avut dreptate, iată. Eu am vrut să... Dar mă gândit că ne lungim, că tipul ăla cu barbă pare să-i reintre pe agenda, nu? De Marx e vorba. Ne întoarcem la celălalt subiect proaspăt, sigur, pe el ni-l propusesem înainte de povestea asta. Luminița Oprea... Dar se legă de cum evoluează compania. Iată ce spunea Florin Iaru. Dacă avem o companie în care oamenii rămân, dar trebuie să aibă și un liant care să-i unească acolo în companie, cam o comunicare până la urmă între ei, o comunicare internă, pentru că despre acest subiect discutăm, nu? Și o să o ascultăm pe Luminița Oprea. Compania rezistă. Sau poate rezista. Exact, și rezistă cum trebuie. Luminița, ce ai dospit în ultima vreme de vii la noi acum și ne spui lucruri frumoase? I had a dream. Da. Nu l-a spus vorbind numai de viziunea, nu? Exact, vorbind despre viziune și vizionari. Am avut un vis care se pare că a dat sămânța, a venit acum și a dat roade. Partea de criză vine la
pachet cu tot ceea ce ține reconsiderare, ce spuneam mai devreme, de model de business. Până acum, la noi, în România, mă refer strict la noi, nu vorbesc de alte țări, nu putem să spunem că a fost neapărat tratat angajatul cu maximă importanță din punct de vedere al comunicării interne. Ok, ți-am dat un salariu bun, un pachet onorabil, te-am mai trimis la un training, te-am mai șlefuit, pentru că oricum aveam nevoie de tine ca să-mi produci performanță. În schimb, ce se întâmplă în ultimii 3 ani, când au loc înghețări de salarii, restructurări, procese de re-engineering, în sensul că poate ceea ce făcea un om înainte, 3 oameni, o să facă acum doar un singur om și preia mult mai multe task-uri pe umerii săi. Ce anume se întâmplă în momentul în care bugetele, fie pe comunicare, fie pe training, pe resurse umane, sunt tăiate. În schimb, presiunea îți rămâne asupra angajatului să-ți livreze performanță. Nu am bani. Ce fac? Iată, cercul vicios. Cercul vicios. Pe care l-ai identificat și... Absolut. Da. Și atunci partea de pompița prin care mai poți să insufli ceva motivare și să faci acest angrenaj intern să funcționeze este cel al comunicării interne, cu minimum de efort financiar și cu maximum de impact emoțional. Așa a luat naștere prima idee de a organiza prima conferință din România dedicată vreodată în exclusivitate comunicării interne, ce o să aibă loc pe data de 24 octombrie, unde am făcut un amalgam de subiecte care sunt extrem de fierbinți. Sfârâie. Lumea are nevoie de asemenea informație, astfel încât să poată să-și continue ceea ce au de făcut. La ce ne așteptăm când vorbim de o astfel de conferință sau care sunt temele care vor fi pe agendă? Și evident care sunt până la urmă speakerii, care sunt oameni, am văzut oameni cu experiență în această domeniu. Și dintr-un cadru internațional, e bine spus, adică oameni cu ștate vechi în branșă. O să încep cu guest speakerul pe care îl aducem din Danemarca, de la o companie renumită, se numește Novozymes, Jeppe Glahn, care este VP pe comunicare și care o să vină să vorbească despre comunicarea internă ca funcție strategică de business și o să arate cum anume se cuantifică în bani, pentru că în general omul de comunicare este tratat ca un poștaș și cel de resurse umane very likely, cam tot așa. Iei de aici mesajul și îl transmiți în cealaltă parte. Funcția reală, cea de consiliere, ține efectiv de omul care e la comunicare sau la resurse umane să știe cum anume să se poziționeze, ca să nu spun să știe cum să se vândă, pentru că în cadrul unei companii vorbim și de o anumită cultură și cel mai important este buy-in-ul intern. Dar asta e un alt subiect la fel de fierbinte pe care poate îl vom aborda într-o altă emisiune. Eu sunt curios să văd și care sunt, să spunem, pârghile prin care se face comunicarea internă. Să ne spuneți câteva lucruri de genul acesta sau, mă rog, în mod practic, cum ar arăta o comunicare internă corect făcută și cu niște rezultate chiar bune? Unul dintre, cred că e tocmai asta, Luminița Oprea, să se depărteze de mesager, de simplu purtător de mesaj. Adică e vorba de consiliată, de o componentă de consilier a omului de comunicare. E o cosiță foarte frumoasă pe care o împletești între departamentul de comunicare și departamentul de resurse umane. Ca în orice, ai nevoie de strategie la bază. Ai nevoie să definești niște obiective extrem de clare. Să spunem, mă interesează să îmi cresc sau să fac un employee opinion survey, să văd care este gradul de mulțumire al angajatului. Sau pot să vin și să îmi fac un audit specific în zona de comunicare, cum comunic eu cu angajatul, care îmi sunt canalele, care sunt dorințele. Și atunci, având ce anume ai măsurat, poți să construiești. Altfel, dacă mă duc, mi-ar face plăcere să, niciun fel de problemă. Bă, dar nu știi dacă într-adevăr se pupă pe românește cu ceea ce e cea mai mare nevoie în cadrul companiei. Comunicarea internă se leagă foarte mult de asemenea de zona de non-financial incentive. Da? Deci toată lumea spune, nu mai avem bănuți, avem nevoie de bănuți și avem nevoie să-i motivăm cum facem. Poți să-i motivezi non-financiar. Exact. Sunt foarte multe pârghii, de la faptul că ai acea conferință, să spunem, anuală de management, dar ideea este
cum anume o fac. Pentru că dacă eu în continuare la un team building sau la o conferință merg doar pe zona asta de luăm niște motoscutere și facem climbing și rămânem doar acolo, ok. Există mult pe formă, într-adevăr. Există mult mai multe. Deci ideea este să te uiți, să-ți faci un assessment, o evaluare, ce am ca instrumente, ce folosesc deja și să te uiți la maniera în care aplici. Pentru că e ca la un diamant. Am un bun, am o idee, dar este multifacetată. Dacă eu tot timpul mă uit dintr-un anumit unghi, tot timpul voi urma un pattern care a mai fost. Și ideea este, așa cum am mai spus, că poți să folosești aceste instrumente ca atunci când conduci o mașină. Mă uit în oglinda retrovizoare, adică tot timpul aplic niște metode care au funcționat în trecut, sau mă uit prin... Înainte. Și sunt vizionar și vin și folosesc ceva ce există, dar din alt punct de vedere. Sunt foarte multe. Altfel, ce să vă zic? Nu se folosesc, spre exemplu, în companii, nu prea am văzut ideea de carduri poștale. Le poți folosi de la a spune la mulți ani unui angajat până ați lansat, spre exemplu, un nou produs sau a comunica o schimbare dintr-o manieră mai puțin formală. Suntem puțin mai mult decât fed up sau stiffed cu tot ceea ce ține de comunicare formală, așa cum spunea și domnul Iaru mai devreme. Și acest tip de viziune, acest tip de rezultate pe care le dorești, la care dorești să ajungi, de la cine trebuie să vină? De la managerul general, de la directorul companiei, în primul rând, sau de unde pleacă această dorință de a face astfel de lucruri foarte concrete? Agentul schimbării, într-adevăr. E interesant. Pe cine vezi aici? E foarte important. Sau o echipă care lucrează. Sau da. Cineva îl poate convinge pe manager sau managerul îi convinge pe ceilalți? De obicei, cum pleacă lucrurile acestea? E foarte important să existe ce spuneam, partea de strategie. În schimb, în cazul în care liderul nu crede în ceea ce vii și îi propui, omul respectiv nu va ilustra live acel model pe care tu îl ilustrezi. Altfel, eu pot să-mi tapetez foarte ușor pereții cu valori, da? Dar rămân niște tablouri agățate în cazul în care mie top managementul nu vine și-mi ilustrează live, că într-adevăr tu ca om contezi pentru mine ca și companie. Și din acest punct de vedere, companiile multinaționale de aici din România și companiile românești de aici din România au acest apetit pentru astfel de lucruri, pentru astfel de schimbare și pentru astfel de abordare a temelor? În multinaționale găsiți mult mai ușor aceste tipuri de instrumente, toolkit-ul, să spunem. Da, îți vine în primul rând, îți vine de la sediu central, poate că vine deja în organigramă, îți vin niște task-uri foarte bine, niște sarcini foarte bine definite, ai de raportat, deci nu te joci. Îți place sau nu îți place, începi să dezvolți ceva. Pioneratul intervine în companiile românești în cazul înfericit în care niște manageri super performanți migrează din zona privată înspre privată multinațională, mă refer, înspre zona privată românească și aduc... Credeam că îi ducem la stat. Ca se vrea, întâmplă, se întâmplă. Am auzit că este un program, exact, e un proiect. Și momentul în care vine o persoană cu școala multinațională în spate și cu aluatul, plămădala ta de a fi performant, de a fi ambițios în sensul pozitiv al cuvântului, de a dori să dăruiești și să lași ceva durabil în spate, lucrurile astea încep să se întâmple. Cu siguranță că nu doar când pocnești din degete, ci ai nevoie de timp, așa cum noi rămânim. Am o ultimă întrebare și cea mai grea. Din acest punct de vedere, comunicarea internă de la plecarea Nokia, cum o considerați? Din ceea ce am văzut așa în media. A fost un acolo eșec, este, a fost un nu-l comentez ca nu-l comentez ca atare, de ce chiar am trecut printr-o asemenea experiență în care am trecut printr-o criză și ni s-a dat de sus comunicat acest lucru. Noi am fost total bulversați și am spus nu se poate, nu e normal, o să fie voce, etc. Credeți-mă că în spate stau niște studii de psihologie și de sociologie. Știți cum a fost mișcarea Nokia? Harakiri deocamdată, a durut, a fost odată, o să vorbească multă lume, după care se liniștește. Versuri acum puțin și se prelungește criza. Okay. Deci, iată, metoda finlandeză, pe lângă sauna specifică, are și o metodă de terapie de șoc. Încheiem pe nota asta de optimist, pentru că vom mai vorbi despre această conferință. Și pe nota aceasta foarte pragmatică. Mi-a plăcut. Harakiri, nu? Da. Exact. După care...
exact. Trece, nu? Sigur, harakiri în sine omoară un organism, dar nu e nimic. Un alt, așa cum foarte frumos a spus Florin Iaru și pe asta încheiem, undeva în lume există un alt Steve Jobs, undeva în lumea asta, o genialitatea merge mai departe. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost prima emisiune Business on Air a toamnei. Constantin Rudnitsky și Dan Pavel, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumim Luminița Oprea pentru prezența în studio din nou. Mulțumesc din suflet, sunt onorată să am posibilitatea să mă adresez orbitorilor ascultătorilor. Radio ascultătorilor noștri, rămâneți pe RFI, urmează știrile orei 14. Ascultă Business on Air, program realizat de Constantin Rudnitsky și Daniel Pavel.